Duminică, în data de 19 mai, în jurul prânzului, un incendiu a izbucnit în apropierea gării de est din Timișoara. Incendiul de proporție a avut loc în curtea comună a mai multor firme de pe strada Aristide Demetriade. Potrivit spuselor anchetatorilor, în urma incendiului au ars peste 100 de cauciucuri. Detașamentul 1, pompieri Timișoara, a sosit de urgență la fața locului pentru stingerea focului. În urma incidentului nu s-a înregistrat nicio victimă. De asemenea, pompierii au anunțat și reprezentanții gărzii de mediu cu privire la consecințele incendiului.